Duminică 3 aprilie, Clubul Elevilor Liberal din Giurgiu a organizat la unul dintre restaurantele din oraș Gala Premiilor CEL, prilej de evidențiere a celor mai valoroși tineri ai municipiului pe mai multe discipline, sport, arte, educație, muzică și altele. În deschiderea evenimentului a urcat pe scenă, alături de prezentatorii evenimentului, președintele Clubului Elevilor Liberal din Giurgiu, Adrian Chiran, care deține și funcția de președinte la nivel național al Elevilor Liberali. Bună seara, bine ați venit la cea de-a doua ediție a Galei Elevilor din Giurgiu. Mă bucur că suntem într-o formă atât de mare, mă bucur că suntem numai bine liberali. Liberali de seamă, oameni frumoși. Mă bucur că suntem la cea de-a doua ediție și am putut să ne ținem de promisiune, și anume atunci când avem o acțiune de impact să organizăm în mai multe ediții și să devină o tradiție pentru noi. Rând pe rând au urcat pe scenă în aplauzele asistenței tinerii, cărora li s-au atribuit premii de excelență pentru activitatea susținută în politică. Pentru activitatea foarte vastă depusă în cadrul organizației de elevi a Partidului Național Liberal, se acordă premii de excelență următorilor elevi: Vlad Luțu, Mircea Caracea, Cristian Bran, Claudiu Corlan, Crina Cerval, Andreea Cricu și Simona Brânduș. Au mai fost premiați tineri care au îndrăgit artele, educația, muzica, sportul și altele, pe fiecare disciplină fiind desemnați câte 2 câștigători, iar atribuirea premiilor făcându-se în anumite cazuri chiar de către dascălii giurgiuveni ai celor premiați. Pe parcursul derulării evenimentului nu au lipsit muzica de calitate și momentele coreografice susținute de trupa Millennium Dance. La eveniment au fost prezenți de asemenea lideri locali ai seniorilor liberali, care au primit premii pentru modul în care au susținut activitatea Clubului Elevilor Liberal giurgiuveni. Este vorba de Dumitru Beianu, Gheorghe Ștefan și Florian Nicolae. Mulțumesc mult pentru tot ce ați făcut pentru noi, pentru echipa noastră de liberali, și de asemenea vreau să vă felicit pe dumneavoastră la calitate de organizator a acestei frumoase gale, pentru data ținută care ați impus-o. De asemenea, să vă felicit pentru că v-ați orientat nu numai la colegii noștri din liberal, ci v-ați orientat la întregul spectru al tinerilor din municipiul și județul Giurgiu. Este foarte important că voi vă uitați și către tinerii hotărâți să-i atrageți în marea familiei liberală. Succes!